Centrul municipiului Târgu Jiu a fost invadat de zeci de meșteri populari din toată zona Olteniei. Meșterii au ajuns la Târgu Jiu cu produse care mai de care, de la ceramică și sculpturi în lemn până la dulciuri și produse tradiționale. Am venit ca de obicei la Târgu Jiu cu pictură pe lemn, peisaje de iarnă, primăvară, toamnă, cu linguri, cu motive pentru Moș Crăciun, cu om de zăpadă și sculptură în lemn, motive religioase, Iisus Hristos și prunc și când era mai aproape de răstignire. Lucrez în lemn, linguri, tăvii, tot pentru ce trebuie la om. O lingură e pentru trebuință, o tăviță pentru sărbinia, un găvânelat pentru salată, un scaunel. Acestea la ce sunt folosite, spre exemplu? Asta pentru, așa, de atârnat. Ornament. De ornament, da. Am înțeles. Da. Ne spuneți dacă sunt goșenii interesați de produsele dumneavoastră. Aici viu, dar am, cred că am 10 ani. Și nu m-au venit, n-au venit niciunul să-mi spună că nu sunt bune, că sunt nebună mâncarea ele. Sunt mulțumit de acest târg și am venit mereu. În acest an, la târgul de Moș Nicolae, meșterii au venit și cu noutăți. La căsuțele amplasate în centrul municipiului au apărut noi obiecte de artă tradițională, o dolgeancă fiind prezentă pentru prima dată cu produse realizate manual în ceară. Bună ziua! Cu lumânări sculptate manual, lucrate 100% manual de la început, de la tratarea fitilului până la sfârșit, la lăpuire. Da, 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 este prima dată. Am mai avut astfel de târguri la Craiova, la care am participat. Au fost oamenii interesați de astfel de produse? Foarte interesanți, având în vedere că este ceva nou pe piață. Îndor să zic, sunt aproape, cred că sunt singurul producător de așa ceva. Am vrut să fac ceva începând de acasă. Neavând posibilitatea să mă angajez în acea perioadă, fac de 3 ani de zile această treabă și am zis să încerc ceva de acasă. Și ușor, ușor am început la mine în bucătărie, iar acum am chiar un atelier. Singură? Singură fac totul. Pentru ca produsele lor să dispară cât mai repede de pe tarabe, meșterii sunt dispuși chiar să negocieze. Și avem și prețuri acceptabile pentru orice buzunar, mai chiar negociem și la prețul care este afișat. De la cât până cât? Avem produse de la 10 lei până și la 1 milion, 1,5 milioane. Acum depinde de gustul fiecăruia. Târgul va rămâne deschis până de Moș Nicolae pentru ca toți târgujienii, dar și turiștii să aibă posibilitatea să viziteze și să cumpere produsele dorite. Dacă își vor vinde o parte din produse, meșterii populari promit să se întoarcă și anul viitor în orașul lui Brâncuși.